domnule prim-ministru al Ungariei, înainte de a vă permite de undeva din mijlocul României să luați în batjocură autoritățile statului român și să atingeți pe un ton superior subiecte sensibile legate de autonomie pe criterii etnice și de drepturi pentru minorități naționale, ar trebui să priviți spre trecut și să vă plecați capul în memoria celor 86 de români și 6 evrei din comuna Treznea de lângă Zalău, care pe data de 9 septembrie 1940 au fost uciși cu focuri de mitralieră sau străpunși cu baioneta de către trupele hortiste din cadrul batalionului 22 grăniceri din Debrețen, aflat sub comanda locotenentului Acoși. Și mai presus de atât, trebuie să știți că printre primele victime ale soldaților maghiari, ale acelei triste zile, au fost câțiva copii de români care se aflau pe câmp cu vitele la păscut.